Ora 10 a sosit, Nicu Bende a venit, ceașca el și-a pregătit. C-o fi vremea bună rea, el așteaptă o cafea. Ce să mai zic de robor, că a crescut mic un obor, să dai pe el 4 lei, să-l mănânci dacă nu vrei. Cam atâta costă la prețul zilei, la cursul valutar, mic cafea, cam atâta costă o cafea, cât un mic. buymeacoffee.com/Nicu Bendea, puteți să votați acolo, să votați, Doamne Dumnezeule, că mi-a caputat la criza guvernamentală, să donați, să donați, că suntem 11.000 pe canalul ăsta. Yeah! Mulțumesc frumos, am ajuns la cifra de 11.000, mulțumesc din suflet, am făcut un canal efervescent, fosforescent, potent, că știu eu ce zic. Da, mulțumesc tare mult. Domnule, chiar cineva m-a apelat, cineva, dar nu spun, din camarila guvernamentală, zice, domnule, ai 11.000 de specialiști pe YouTube. Dă-ne vreo 3 să putem să astupăm plombele din ministere. Și am spus, descurcați-vă, i-am zis, descurcați-vă. V-am votat, faceți ceea ce trebuie pentru țară. USR Plus a plecat de la guvernare. Păcat. Avea și guvernarea asta un plus. Acum numai minusuri, că și George Simion de Laura a zis să vedem ce zice USR-ul, că poate dăm jos pe Câțu. Cine-i Câțu ăsta, mă? Știm noi că serviciile nu doarme. Serviciile nu doarme. Îl ține în brațe și Klaus Iohannis. Tot timpul, la 2-3 zile, îl cheamă Klaus Iohannis. Nu știu ce face. Îi giugiulește bărzoiul. Îi mângâie bătăturile. Îi alege cravatele. Oricum, Câțu a zis că pentru mine președintele Klaus Iohannis a fost, este și un model de fiecare zi. Klaus Iohannis acum e până Elveția. O mers în Elveția. Că acolo-i puterea mea la bancă în Elveția. Ce s-a gândit el? Că după atâta viață politică tumultoasă din România, merge să se odihnească un pic pe băncile din Elveția. Să vadă văcuțe mov, să mănânce ciocolată Milfa. Nu că pe nevastă s-a noia cu el. Ha! Merge și el până Elveția să vadă care-i treaba cu cursul valutar. Să mai întoarcă banii din conturi de acolo, că are, are, sigur are. O să-i aducă și lui Câțu de acolo un ceas, să vadă și el câte ore mai are ca prim-ministru. Domnule, și câte speranțe și-au pus românii, câte speranțe și-au pus în Iohannis. Când a câștigat primul mandat, la 2-3 zile a mers la o fetiță care avea părinți în străinătate și i-a dus o tabletă. Și doamna Carmen era lângă el și aveam o speranță, uite, prima doamna țării. Domnule, o să fie mai aproape de noi, pe modelul monarhic de pe vremuri. Că ca, nu s-a întâmplat nimic. Nu s-a întâmplat nimic. I se termină imediat al doilea mandat și Robocop de la Cotroceni e tot mai dezamăgitor. Că așa e în România. I-a dat o tabletă, apropo. De luni începe școala. Putere și răbdare părinților, mult succes profesorilor și elevilor, să mergeți la școală și să știți pentru ce mergeți. Că vorba lui Gică Hagi, și cartea a făcut bine până la urmă cuiva. Scump, cam scump ghiozdanul, da? Cu rechizite, cu ghiozdan, cu uniformă, cam 500 de lei. Magazinele din supermarketuri, din hipermarketuri, titrează, scriu mare acolo că te așteaptă cu back to school outfit. Yeah! Gadgeturi. Trendy, să fii îmbrăcat ca elev. Bă, la 9 ani nu mă știam în șireta. Acum la 9 ani trebuie să fii în trend, să fii îmbrăcat urban sau să fii îmbrăcat cool. Și apoi ne dau ăștia un lockdown și apoi rămâi chiar în cur, în cool. Că faci lecțiile în kilos de acasă, iar de la calculator. Da? Se pregătește doza 3. Alo, nu mai e vorba de valul 4, valul 5. Dozele, iară bagă, doza 3. Că vine varianta care? Ce tulpină? Mu! Ori termina cu alfa, beta, gamma, delta, teta, vine varianta mu. Noi suntem obișnuiți cu varianta asta, că după fiecare alegeri primim varianta mu-mu. Mu-mu-mu. De la boii care ne conduc, evident. Da, care ne conduc, apropo, cine-i drulă pe basculă. Era o speranță cu omul ăsta, că mai dirijase niște fonduri, să se mai facă niște drumuri. No, dar acum mă gândesc la Țiriac. Inima mi se rupe în două. Țiriac la 82 de ani și-a luat un Porsche cu 200.000 de euro. La 82 de ani. Tata la 79 a zis că ar face investiții în proteză. Să nu-l mai jeneze. Un Porsche, 200.000 de euro.
accelerează de la 0 km la 100 la oră în 4,4 secunde. În 4,4 secunde, țiriac nu-și poate rezolva problema cu fermoarul de la șliț. Chelului îi trebuie tichie de mărgăritar. Avem șoferi nervoși. O măicuță stareță de la o mănăstire din Ilfov a fost prinsă cu 103 km la oră. Ninja gobețaș, Dumnezeu tău, măicuță stareță, 103 km la oră. Bine, nici benzină n-avea, dar mirosea tămâie și harul o împingea din spate. De ce se grăbea sau unde se grăbea? Urma să fie a doua zi dezlegare la pește și s-a dus cu toată viteza, cu toată puterea harului înainte ca să ia pești, să ducă la măicuțele de la mănăstire. Că dacă e dezlegare la pește, gura lor trebuie să mănânce așa ceva. Vedeți? România oricum e condusă de paranormal. Cu toată viteza înainte să intrăm și noi în weekend, vă salut, vă transmitem toate gândurile bune și vă asigurăm de un lucru. De săptămâna viitoare o să fim mai alerți, mai dinamici, mai în speranța cum avea și un nou guvern. Cafeaua se poate dona acidie pe baimie, coffee.com/nicubendea.